Am revenit în direct, oameni buni. Următorul nostru invitat s-a transformat, a slăbit 30 de kilograme, dar este la fel de puternic. Ei bine, priviți coleguța Alexandra Gog și coleguțul nostru pe analiză de Survivor, Cristian Mitrea, care au contestat când a fost cazul ieșirile lui Smărândescu. Când sunt acum lângă cazul mine, șerpișorii, și să vedem cum, dacă sunt șerpișori sau s-au transformat în lei la întâlnirea cu Cătălin. Cătălin Smărândescu! În lei? A venit campionul! Bine te-am găsit, Cătă. Mamă, deci stai un pic, lasă-ne să ne uităm, să te atingem. Tu ești 30 de kilograme. Vrei să fac și o piruetă? Da, exact. 30 de kilograme ai dat. 30, da. Surprinzător pentru mine. Da. Am avut zile în care am crezut și mai vorbeam cu băieții în camp și zic, bă, zic mai mult de 15, nu cred că am dat jos, dar... Acum când mă văd și eu, știi că am reușit să văd câteva imagini cu mine. Cum a fost imaginea că te-ai văzut prima dată în oglindă după 3 luni? Vrei să-ți povestesc ceva? Serios, da. Am ieșit din concurs. Vorbeam cu soția, am primit telefonul într-un final, adică după 2 zile și ceva, 3 zile aproape am primit telefonul și vorbeam cu ea și zic, uite, mă rat pe cap, încerc și eu să mă facă de cât mai frumos. Și bă, bubule, dă jos barba. Bă. Zic, bă, nu o dau, că zic, vreau așa, să mă duc acasă și o dau acasă, că să mă vadă Matilda să-mi tundă barba. Băi, bubule, știi că lui Mati nu-i place cu barbă, știi? Și zic, bine, fată. Și asta cu ea de vorbă, am pus telefonul într-o parte, m-am vorbit și zice, hai că nu ești rău, ești ok, știi? În fine, pe care m-am băgat în pat, vorba vine, că mi-am pus pătura pe jos, că nu pot să mai dorm în pat, nu știu cum să-ți explic, așa? Și am stat cu ea de vorbă până spre dimineață. Dimineața am dormit vreo 2 ore, m-am trezit și eu ca om, mă duc, bă, să mă spăl pe tine, să mă arăt și eu, na. M-am dus frumos, mi-am luat pastă, mi-am luat peiuță. Deci când ai bărbire, nu te-ai uitat în oglindă pe atunci. M-am uitat, dar n-am realizat cât de ce schimbare este. Să te vezi pe tine, doar să te bărbire. Și când am ridicat peiuța și... Așa mi-a făcut genunchii. Zic, stai! Am sunat-o pe nevastă mea. Bă, de ce mi-ai spus că arăt așa rău? Păi nu, că stă mai bine fără barbă. Zic, da, bine. Înțelegi, cam asta a fost... Deci nu poți să crezi, prima dată când ai uitat în oglindă, ai zis... Mamă, ce rău arătă. Dar uite-te acolo, când uite-te, băi. Da, mă, uite ce burtă aveam. Uite. Ia da, uite. Uite-te ce burtă, dar uite și ce gușă aveai. Deci, știi cum aici arătai? Da. Știi cum mă încuraja fiica mea, mi-a zis Luiza. Da. La început? Da. Hai burtosul meu. Hai burtosul meu. Da. Și când, băi, dacă m-am văzut că intram pe traseu și tram așa într-o parte că nu puteam să mă aplec de burtă, mă nasol. Deci vă zic eu, mai vorbim și peste un an, doi, eu nu mai dau jos, adică nu mai pun pe mine ce a fost înainte. Da, asta e mișto pentru cei care se uită la noi și știu show-ul Survivor, deci tu intrai în competiție într-o parte când te-ai aplicat. Păi nu, frate, că nu puteam de burtă, intram așa, știi? Adică nu vrei să știi cât igneam pe traseul acolo, zic, Doamne, bine că n-am microfon, să mă audă lumea cum ignesc. Că v-a fost nasol. Deci când ajungeam mult capăt. Bă, dar foarte tare, să știi. Bă! Eu am spus de la început că de tine, mi-a plăcut foarte tare și știți, aici să știi că sunt niște șerpișori, eu am vrut să zic. Nu, am vrut să întreb dacă n-ai o buturugă, ceva, sau o piatră pe care să stau. Bă, cel mai tare e că stai pe nuca de cocos. Cum stai pe nuca de cocos? Bă, nu știu, dar întrebați-i pe regl, că știi cum e pe nuca de cocos. Glumesc. Da. Deci voi o să râdeți. Dar eu cu renglele mi-am înțeles foarte bine. Mâncă vă și gura voastră. Poți să mai zici asta, cred că trebuie să poți de să mai ridici. De ce să ridic? Vrei să fii mai înalt? Da, păi ia să ridici, ce vezi? Băi, eu sunt mai mic de înălțime și am 1,80 m doar. Dă-mi cu aceea. Gata, mă, sunt eu mai greu acum. Hai să vedem. Am făcut și eu. Cunoștința Alexandra Gog, Cristi Mitrea. Bună, salut. Pare bine. Domnul care ai supărat-o pe nevastă mea, nu? Așa. Te ții minte că ai supărat-o pe nevastă mea? Da, nu-i problemă. Opa! Nu-i problemă. Eu și încă jumătate din populație. Da. Haide că vedem. Mai vedem, da. Hai că vedem imediat. Spune-mi în primul rând, cum a fost acolo? Cum a fost experiența asta pentru tine? Băi, când am plecat cu Caterinca Maximă, inclusiv din partea soției, care a zis, bă, ție, cum îți place, te duci ca într-o vacanță acolo. E acolo în spate, mă vede. Data viitoare când se face Survivor-ul, să meargă ea în vacanță, să vadă cum e în vacanță acolo, știi? Pentru că... Că numai vacanță nu e. End of the game pentru mine a fost ceva de genul cea mai tare experiență, horror pot să spun, dar în același timp cea mai tare experiență. Adică, vă spun clar din momentul ăsta, dacă tu mă întrebi, Cătă, se merită să merg acolo? Nu vorbim financiar, da? În toată. Ca trăiri și ca experiență de viață. Du-te, frate! Te du-te, cunoști pe tine. Du-te, pentru că ajungi să ai niște trăiri și niște, cum să spun, bă, te transformi psihic, fizic,
gândești altfel, vezi lucrurile altfel, lucruri pe care de obicei treci pe lângă ele prin viață și nu le bagi în seamă, cuvinte pe care le auzi și nu le bagi în seamă. Bă, sunt momente în care stai tu cu tine acolo și decât valurile mării care se spar de țărm, plus pelicanii care, pelicanii, îți povestesc eu și de pelicani, ce dragi am avut pe ei, pe ei mâncau mai mult pește decât am mâncat eu vreodată în viața mea, nu vrei să știi, în fine. Așa, plus că, băi, au fost momente în care simțeam, la un moment dat, închideam ochii și când deschideam, am impresia că sunt acasă, cu copiii mei, cu soția mea. Și am avut momente în care am fost la exil și am zis lui Doru, la un moment dat, zic, bă, Dorule, bă, e un miros diferit acum aici. Ce ai, mă, ai nebun? Zic, bă, simt mirosul nevastă mea. Și zic, bă, ești nebun, ai nebun de tot. Nu, bă, băiatule, am impresia că e parfumul nevastă mea, mirosul ei, pielea ei. Bă, zice, ai luat o rază, clar, trebuie să chemi un medic, trebuie să facem ceva. Zic, nu, frate, eu asta... Adică exilul adică, ăsta și lipsa de mâncare, cred că îți dă și tot felul de halucinații. Ai impresia când închizi ochii, îi visezi pe cei de acasă, copiii, soția, înțelegi? Bă, și ai impresia că sunt lângă tine, că îi ții în brațe. Adică, eu nu știu câte ori am avut senzația că îl țin pe Vladimir în brațe. Adică, băi, e o senzație care nu poți să o explic. Mi-aduc aminte cu un alt fel de experiență. Tibi Ușeriu îmi povestea la un moment dat când a alergat pe la minus 20 de grade, sute de kilometri, la un moment dat că avea la fel aceste gânduri și că avea impresia că pomii aia se transformă în persoane. Cum? Halucinații. Când sunt minus foarte multe grade, adică dacă ești expus frigului foarte mult timp, e cunoscut. E științific că te duci spre halucinații ușoraș. Da, nu e ușor. Nu, și clar, și lipsa hranei și singurătatea și felul că stai decât tu acolo, știi, e ciudat totul, dar spun ca și experiență, da, aș încuraja cât mai mulți să încerce să meargă la Survivor, să vadă exact cum este. Te transform ca om. Și că să știi că are bagajul făcut din prima secundă de când s-a anunțat concursul, dar încă nu, cred că are telefonul direct redicționat, nu știu, l-a sunat la altcineva. Bun. Să trecem la lucrurile serioase. Exact. Hai, de asta ne-am adunat aici. Adică să vorbim puțin. Păi, ba da, dar eu cred că toată lumea este... Mi-am spus că sunt lucruri serioase, frate. Adică voi, bine, din afară se vede că sunt lucruri foarte serioase. Din interior sunt lucruri foarte... Bun, azi Alexandra, hai să începem. Să știi că ei sunt contestate tari tăi. Adică am fost și la aeroport și știi că a fost... Practic, a fost primul lucru care pe mine m-a interesat să aflu. Dacă ai conștientizat faptul că oamenii de acasă te-au taxat pentru niște derapaje, să nu le spunem greșeli. Că poate nu sunt greșeli pentru tine. Sigur vrei să vorbim despre asta? Da. Adică și dați-mi să dau și răspunsuri. Sunt curioasă, da? Sunt curioasă de cum ai văzut tu. Și trebuie să primești și răspunsuri, cam așa este. Da. Hai să vă explic ceva. De care parte vrei să vorbim prima oară? Sunt curioasă de ce crezi tu, pentru ce crezi tu că te-au taxat și apoi o să spunem noi cum s-a văzut cumva din exterior, adică tu, în urma Alexandre, comentariilor. Cătă, de ce crezi că lumea a vrut ca tu să pleci? Adică de ce nu te-a votat să rămâi? Păi, eu am I-a determinat ceva pe oamenii ăștia să zică, bă, zmăr acasă. Eu am gândit-o în felul următor. Hai să vă spun clar. În momentul în care m-au votat, deja vedeam după mesajele de acasă și deja gândul meu era mult spre casă. Chiar am vorbit cu colegii în camp și am spus în ziua în care a fost consiliu, le-am spus clar, zic, băi, eu plec acasă. Și a zis, băi, ești nebun, ai cum să pleci acasă tu. Băi, eu plec acasă, mi-a visat soția și ca niciodată mi-a strâns cortul, înțelegi? Și nu, TJ zice, băi, ești nebun, nu pleci acasă, n-ai cum să pleci tu acasă. Okay, zic, TJ, plec acasă. Asta lumea nu știa, dar de ce crezi că oamenii te-au votat să pleci? Lăsând la o parte faptul că am simțit lucrul ăsta, eu știu că sunt o persoană destul de, cum să zic, vulcanică? Păi nu știu dacă vulcanică, dar în momentul în care îmi doresc ceva, fac tot posibilul să am acel ceva. În momentul în care, bă, mă bagi într-o competiție, eu nu pot să mă suport pe nimeni social, că nu știu dacă mă înțelegeți. Nu am, eu am văzut ce au declarat fiecare, felul în care au vorbit despre mine. Nu am cum să mă suport, vă dau cuvânt de onoare. Și am spus-o tot concursul. Eu social nu o să condamn și nu o să mă suport pe nimeni niciodată. Părerile mele pe care le am, o să fiu întotdeauna avocat și o să le spun, pentru că așa sunt învățat, să spun ceea ce gândesc, înțelegi? Când este vorba de partea sportivă, da, te taxezi, frate, și băiau de tine, în momentul în care, băi, trebuie să aducem puncte să mâncăm, da? Trebuie să aducem puncte, să comunicăm cu familiile. Da, oamenii, revenind la chestia asta, crezi că te-au votat pentru că la un moment dat ai fost mai agresiv în show, că ai aruncat bani? N-am fost agresiv, nu, hai să vă spun ceva, n-am fost agresiv deloc. Dacă ai descris subiectul despre bandana, da? Bun. În momentul ăla, Marian Drăgulescu-s multe. Hai că le luăm pe rând. Cu care începem? Scuze-mă o secundă, că rămăsesem aici și mă leg de primele cuvinte undeva cu... de mult eram cu gândul către casă. La un moment dat, într-unul dintre testimoniale, am încercat așa să mi le aliniez în cap cronologic din ceea ce vorbește publicul și din ceea ce am văzut eu. Adică nu vorbim decât strict pe ce am văzut, okay, ce ai făcut, ce ai spus, acțiuni și vorbe.
La un moment dat, la unul dintre testimoniale, sau la unul dintre consilii, pardon, ai spus așa: misiunea mea nu s-a terminat, eu am mult mai multe de făcut aici. Ok. Unde eram aici? Cu gândul meu de... era de mult către casă și discuția asta tu cu telespectatorii, când spui că misiunea ta nu la se termină. La vorbești de ultimul consiliu. Nu, e mai înainte mult. Da. Și mă interesează foarte mult ce înseamnă misiunea mea. Știi ce se întâmplă? Ce înseamnă misiunea mea într-un show reality de sport? Bun. Adică noi cu toți înțelegem că e un show, amesteci, că e un... Vezi că nu amestec nimic. Ba da, să-i spui de ce. Termin și îți spun. Și îmi spui. Este un show sportiv în mare parte, psihologic pe de altă parte. Mergeți ca la serviciu cu contract de muncă și înțelege toată lumea aspectul ăsta. Și dintr-o dată nu ești singur, nu ești primul. Vă duceți într-o latură de asta spirituală ceva. Care era misiunea ta dacă nu era doar asta, să competiționezi și să te întrești cu alții, să ajungi pe primul loc? Bun. În primul rând, eu când am plecat la Survivor, am spus așa: nimeni nu-mi dă nicio șansă. Nimeni nu dă nicio șansă oamenilor trecuți de 40 de ani, în primul rând. Pentru că spun, așa, pentru foarte mulți există chestia asta: dom'le, ai trecut de 40 de ani, nu mai ești bun. Underdog-ul, de nimic. Da, nu, corect, există. Așa. Nu există lucrul ăsta. Vârsta este cât un număr, clar, bun. Pe de altă parte, referitor la ce ai spus mai devreme, mi-am dorit atât de mult să merg cât mai departe în competiția asta, extraordinar de mult. Nu m-a interesat nici partea financiară și nici altceva extra. M-a interesat partea sportivă. Am fost conștient de la început. Eu trebuie să demonstrez că pot. Cât pot, nu știam în momentul ăla. Văd acum îndăunare. Dar au fost momente în care am zis: bă, încă mai pot să mai fac ceva, încă mai pot să spun ceva. Da? Dacă ne referim faptul că am zis, bă, mă gândeam acasă, da, după mesajul care l-am primit de la familia mea, de la soția mea, îți dau cu îndăunare că eram undeva la 50-50 în momentul ăla. Pe de o parte, mi-am luat atât de multă energie să merg mai departe în competiție, pe de altă parte, eram cumva cu gândul acasă și faptul că nu am câștigat, gândește puțin, decât un joc de comunicare din 7. Ceea ce e foarte rău. Nu ai cum să realizezi lucrul ăsta. Dar dacă vei merge vreodată acolo și stai 10 săptămâni... Am fost în altă parte. Înțelegi? Ce înseamnă, o să vezi ce înseamnă familie. Lucrul ăsta. Ok, am trecut prin asta. Pe de altă parte... Nu, n-ai trecut prin Survivor, spun eu. Când o să treci prin Survivor, o să vezi ce diferență este. Mă refer la a fi departe de familie. Cred că e indiferent da, de da, ai putut să ai legătură cu ei? Nu, tocmai asta îți explic. Bun, înseamnă că înțelegi ce simt și eu. Bun. În momentul în care am citit mesajul, da, lucrurile s-au schimbat puțin în viziunea mea. Dar în cap nu știam clar că și dacă... Ce? Sunt nominalizat. Ok. Rămân în continuare, trebuie să mi-aduc aportul la fel. Și eu trebuie să fac același lucru. Păi pentru echipa mea. Deci vorbeam despre o misiune sportivă, atât. Exact. Despre asta pentru echipa mea. Eu trebuie să merg mai departe. Înțelegi? Misiunea era asta. Uite, dar eram păcat și cu gândul. Zic, bă, dacă plec acasă, Cătălin, uite, citesc mesaje da, de la oameni și încerc să sintetizez ce spun cei care se uită la noi legat de prezența ta acolo. Oamenilor le-a plăcut că erai luptător, că erai sportiv. Ce nu le-a plăcut oamenilor când ai dat cu bandana de pământ? Okay. Că te-ai luat de Marian Drăgulescu. Okay. Cum hai să te iei de un mare campion? Îți citesc din mesaje. De ce nu spuneți asta? Bun, le luăm pe rând? Da. Ce, pe bandana sau Marian? Bandana și Marian Drăgulescu. Bun, începem cu bandana. Ok. În momentul în care a fost joc de comunicare, băi, încercam să vorbesc cu ei în camp, să le spun clar: bă, trebuie să câștigăm, noi avem nevoie și de hrana sufletească. Nu doar de hrana normală, înțelegi? Adică hrana sufletească, mesajele de la exact, familie. Adică aveam nevoie și de încurajările lor, de faptul că, bă, familie ne susține, merge mai departe. Da, avem cumva, nu crezi că a contat foarte mult și modul în care ai transmis asta și ai cerut asta? Adică, două secunde. Ca și lider, cu dacă te bandana. Nu, mă refer la raportul lui cu ceilalți. Că da, hai să vedem că vorbim de bandana. Când a aruncat bandana, vedem imaginea. Da. Ok, hai, și cum poate poți să vorbești eu. Da, și poate o vezi și tu altfel acum. Ia, hai să vedem. Asta este, ne merităm soarta. Restul, următorul consiliu, votați, mă duc acasă. M-a spurat, nu sunt și ca bătăilor. Nici nu vreau să stau să mănânc bătaie, pentru că nu vreau și nu-mi place. Toată viața mea am fost campion, nu vreau să fiu aici ciucă bătăile. Știu, iubita mea, da. Adică nici nu ne place hai să pierd, nici nu place. Dacă nu vă focusați chiar de rău și găsim la fiecare meciuri scuze, mă... Nu știu dacă și-a căutat cineva scuze. Ideea este că am spus un singur punct, dacă face fiecare, restul mai vine al doilea. Da, așa? Deci nu mai zic nimic, restul faceți fiecare ce vreți. Las-o, mă zic, la fiecare joc! Ce faceți-vă? Scuze! Nu vreau scuze! Din momentul ăsta mie mi-e rușine că eu mai port culorile astea și aș vrea să ies afară din concursul ăsta, cam asta e părerea mea. Nu mai vreau ca asta familia mea că e mai bine așa.
Mulți oameni spun că de aici ți s-a tras. Băi, eu nu contest și nu vreau să schimb părerea nimănui, dar vreau să înțeleagă lumea foarte clar. Toată viața mea am făcut sport de performanță. Când stai și încerci să le explici tuturor din echipa asta, băi, oameni buni, un punct, dacă aducem fiecare, dar da? Ție ce punct, nu putem poate două să secunde, un punct, dacă aducem fiecare, bă, al doilea punct îl mai duce unul și altul. Adică puteți să ajungeți la 10 puncte. Dar tot când voi nu vedeți de acasă cum se vede de acolo, când îi vezi că intră pe traseu și nu-și doresc, și declarații gen cum a făcut la un moment dat Cerebel, care m-a supărat foarte tare cu chestia asta, a zis, băi, nu-mi doresc să vorbesc cu familia ta. Băi, dar nu-ți dorești tu, dar eu îmi doresc. Adică sunt lucruri care poate nu se dau pe TV, sunt lucruri care nu se văd, înțelegi? A, și că mă oftic, da, băi, frate, eu mă oftic. Și felul în care am făcut în momentul ăla, zis, bă, nu merit să iau bătaie la sfârșit. Nu merit. Echipa asta nu stă într-un om sau doi. Și a fost venind după o perioadă în care se pierdea destul de des și oameni care nu mai aduceau deja puncte, oameni care aduceau puncte, nu au mai adus. Și ok, acum, off camera, două secunde să termin telefonul. Sunt antrenat. Dacă vorbești tu, înseamnă că ai fost în locul meu acolo. Dacă vorbesc eu, să te explic despre ce e vorba. Sunt lucruri care spun exact. Avem și noi o treabă. Aici trebuie să spunem niște întrebări să ajungem la ele, da. Păi dacă o scurtezi, vorbește tu că ai fost la Survivor. Bun, ai zis că ești sportiv de performanță toată viața ta sportiv de performanță, așa. Fiind în același domeniu, înseamnă că suntem antrenați, știm ce e echilibru. Corect. Da? Bun. Asemenea ieșiri, că pentru asta, despre asta așa. Vorbim cu publicul, față de toți care nu sunt sportivi de performanță și nu practică arte marțiale, nu crezi că ar fi trebuit să fii puțin mai cumpătat în reacțiile astea? Că probabil de-aia se sperie de tine, de-aia nu te ascultă. Da, tu transmiți mesajul puțin greșit și ei nu înțeleg ce vrei tu de la ei. Nu o să-mi cer niciodată scuze pentru ceea ce am făcut. Nu ți-am cerut eu asta. În al doilea rând îți spun un lucru. În momentul ăla, când eu așa am simțit, așa am făcut. Pentru că dacă discuți cu oamenii și le spui clar, bă, trebuie să câștigăm, iar ei nu fac nimic în sensul ăsta. Asta te explic, poate nu ai transmis cum trebuie, n-a ajuns mesajul cum trebuie. Prin prisma acestor ajuns sau poate n-a ajuns. Dar dacă tu ai fi fost în locul meu și la fiecare moment în care se pierde, în momentul în care se pierde la rând, da? Și spui, îmi pare rău, n-am adus punct astăzi. Deci în fiecare zi se duce aceeași argument. Nu există îmi pare rău, pentru că totul trece, se răspunde asupra... Tu gândești ca un sportiv de performanță, ei nu erau. Nu poți să le ceri asta. Maria, sportiv de performanță. Mari, sportiv de performanță. Cum o cheamă? Elena, sportiv de performanță. Mulți au spus că ai confundat acolo... Păi am campion național de taekwondo sau ce Dumnezeu. Hai să vedem cronologic când a avut ultimul meci și ultima pregătire. Eu spun ce știu de la ea, restul... Personal, bun. Cătălin, problema a fost văzută de acasă, că cumva acest rol de antrenor a fost un pic prea mult pentru ei. Ei, nefiind o echipă, nu era națională să o pregătești pentru campionatul european. Să le aleagă împreună. Asta a fost, să spun, de acasă și faptul că le era frică de tine. Se simțeau cumva... într-un pericol lângă tine, pentru că aveai această atitudine ușor agresivă de a spune părerea, ceea ce nu înseamnă neapărat că este rău, doar că ai ales în sporturile de contact, da? Sunt diverse caractere, ca și ce s-a întâmplat la Survivor. Corect. Sunt oameni diferiți, venind din diferite medii, artiști, sportivi sau mai puțin sportivi, nu contează. Dar eu trăiesc fiecare moment, trăiam fiecare moment acolo și simțeam în fiecare moment, zic, bă, dar se poate și știam că pot mulți dintre ei. Și în momentul în care tu știi că oamenii pot și îți demonstrează că nu vor să facă un lucru, că de multe ori se vede de acolo că nu vor să facă, bă, te enervezi. Iar ăsta sunt eu. Da, pun suflet, poate că sunt mai coleric, tu încerc poate să că fac motivezi, lucruri care nu toată lumea sunt de acord. Dacă așa îi motivai? Mă, încercam. Deci am încercat în felul în care... Bă, eu așa puteam. Care țipa la toți oamenii de lângă echipă? Dar poate făcea pe altor? Cam diferență între ce făcea Moroșanu și ce s-a întâmplat. Hai să vorbim și de Drăgulescu, dar să-ți mai citești și mesaje de la telespectatorii noștri, care spun în felul următor, uite, mi se pare interesante și genul ăsta de abordări. Poate nu am fost cel mai mare fan al lui Cătălin Mărândescu, însă pe parcurs mi-a câștigat încrederea și îmi place foarte mult ideea să dea despre competitivitate și cât de mult s-a străduit să câștige. Ce observ însă acum este că încearcă să explice, unii înțeleg, unii nu înțeleg. Mă rog, sunt foarte multe mesaje, sunt și mesaje care spun că ai fost dur și că lucrurile astea se văd și că poate nu-ți dai seama. De asta zic, dar sunt oameni care, uite, l-ați invitat, lăsați-l să vorbească, oameni buni. Îl atacați din două flancuri, focul cu unul singur, la suntem doi, așa e. Un singur flanc. Duc, la bătaie duc, să știți, că duc la bătaie. Da, da.
Uite, bună ziua, mi-a plăcut foarte mult de Cătălin și am descoperit prin acest show un om puternic, bun la suflet. Într-adevăr, uneori putea să fie mai cumpătat, dar toți avem temperamentele noastre. E una de când a ieșit Cătălin, nu mai mă uit la Survivor, zi frumoasă. Sunt oameni care au simpatizat cu tine și au fost și unii care te-au jurat, că, de exemplu, spune asta cu Marian Drăgulescu. Avem imagine cu Marian Drăgulescu? Da. Deci ți-ai luat atunci, după scandalul cu Marian Drăgulescu, ți-ai luat foarte mult, nu știu dacă ai sughițat în perioada aia, dar multe mesaje. Crede-mă că n-aveam după ce să sughiți. N-aveam cum. Hai să vedem imaginele și chiar sunt curios să ne spui ce a fost. Știi ce mai cred eu? E important să nu ne jignim în timpul meciului atunci când pierdem. Tu fii atent. Spre exemplu, când am terminat eu astăzi, hai să nu mai aruncați ca niște fetițe. Da, mă, dar adu punctul atunci! Dacă te tragi, azi ești fetiță! Dar tragi nu dorește, atunci. Nu toată lumea își dorește, de parcă tu n-ai... Păi dacă nu zici, stai să trai acolo, ce vrei să-ți fac? Bine, eu? Tragi bine, în tine! Astăzi am avut ghinion, nu numai eu n-am nimerit, nici Elena... Te simți ofuscat că trăiesc că dai ca o fetiță! Care e problema? Trage de tine atunci! Nu jignești, mă, pentru că pierdem... Marian, nu e ok. Se pare că ai aruncat ca lumea? Dar nu contează, ne dorim, mă, dar se pare? A spus doar că ai zis... Ce ai zis? Te-am ușurat, ți-a vorbit, ce s-a zis? Păi nu, dar strici vibe-ul, mă, adică ție... Ce vibe, mă? Adu punctul dacă nu vrei vibe-ul! Stai puțin, deci tu dacă nu nimerești, după ce că-i supărat, să vin eu să mai stori și cenușa. Da, Marian, dar ce... Bă, băia, tu ești nebun la cap? Da? N-ai ce legătură Olimpiada? Cu cine aici? Fă ce trebuie aici! Eu zic că... Te super că am zis că ajungi ca o fiță! Ce am zis? Te-am ușurat? Ce ți-am zis? Nu, mă, dar fiecare hai să învățăm cum ne putem stimula și... Marian, dar ce tocmai ai făcut asta? Asta este comportament de fetiță. Ai avut dreptate. Da, nu foarte. Ai avut dreptate. Păi asta zic, dai cu degetul la ea, dar accept, omule, ta și acceptă, meriți să fii criticat dacă ai pierdut. Eu am venit și v-am întrebat ce am greșit. Criticați-mă! Băi, este mișto să vezi din afară, știi, chestiile astea, pentru că... Le vezi și tu Nu, le văd așa cum le-am văzut și atunci. N-ai exagerat în care... aici? Hai să spun o chestie. În momentul în care s-a ieșit, era joc de imunitate, dacă da, joc de imunitate, și îmi doream din tot sufletul să-l ținem pe cei rebeli, dar să nu fie nominalizat la eliminare, pentru că dacă se pierde, de obicei se nominalizează cei care sunt, nu sunt acolo cu tine sau care sunt mai slabi, da? Bun. Și am promis lui Cerebel când a plecat, i-am zis, băi, o să tragem pentru imunitate. Deci a fost discuția noastră. Bun, toate bune și frumoase. În momentul în care te bați pentru imunitate, da? Și vezi că intră pe traseu și nu se focusează să aducă puncte, eu probabil, deci încă o dată spun, probabil la un moment dat am zis ceva de genul, bă, nu mai aruncați ca niște fetițe. Dar n-am zis la modul rău sau la modul în care să supăr pe cineva. Nici n-am crezut vreodată că felul ăsta de a spune, aruncați ca niște fetițe, va deranja pe cineva. Acum în momentul în care personal către Marian, okay, probabil. În momentul în care singurul care a țipat și a sărit în sus, singurul, pentru că nu e singurul care n-a adus puncte, da? Singurul a fost Marian. Și eu m-am blocat, zic că eu n-am zis la modul de răutate, tu știi, bă, aruncați ca niște fetițe, înțelegi? Și în momentul în care zic, bă, mă jignești, m-am luat capul, zic, bă, cum te jignesc? Că nu te-am înjurat nici de mamă, nici de tată, nici de nimic, înțelegi? Nu, nu ți-am zis absolut nimic urât. Și în momentul ăla a încercat să creeze oarecum o tensiune. Ar trebui să poate să discutați și cu Natalia să vedeți exact ce părere are Natalia ca să consideri o jignire, care... adică ajunge dar să consideri tonul ca o jignire, nu trebuie să ajungi la jurături, că oricum s-a pasat și jurat acolo. Atunci eu vreau să spun așa, poți să te cine cumva de fetițe și tu dacă te deranjează lucrul ăsta. Fetele alea și cu copiii aia când v-ați dus cap în cap așa, nu trebuia să vă și înjurați, adică toate la un loc sau și o chestie foarte mică, e vorba de percepție. Mi-ar place să te văd pe tine Survivor, jur, că așa din afară, chiar vreau să am și o întrebare. De ce n-ați adus pe cineva care pricepe ce înseamnă Survivor, nu pe cineva care nu pricepe? Nu, cam asta, e o întrebare că... Tăi, nu, eu nu pricep adică lipsa de bun simț. Eu preferam să acest pe nu... Bogdan Vlădău, de exemplu, da? Zer. Sau pe Zani, oameni care au fost acolo și despre ce-i vorba. Dar ce se întâmpla dacă ajungeai la luna 5? Adică la luna 1 te-ai înjurat cu ei și ai stat capul în cap? Și acum, după 5 luni, ce făceai? Și a fost, ce se întâmpla după 5 luni? Și a fost interesant și discuția... Vreau să fiu domnul Dan între cei doi. Domnul Cătălin, vă rog. Spune-mă, cu Laura ai făcut-o șerpișor. Deci Laura e șerpișorul? Băi, e ciudat acolo, știi că am stat foarte Elena mult. Elena săraca a crezut că de ea zice, nu, mă, nu. Nu? Am văzut și dar s-au întâmplat oricum bisericuțe și schimbări de prietenii, nu? Știți adică care a fost chestia asta? Cu Laura asta? Înainte să fie șerpișorul și să vedea o familie împreună. A fost foarte surprinzătoare faptul că... Nu știu, ce? Că înainte să o faci pe Laura șerpișor, erau prieteni. Prieteni buni și vă invitați să vă vizitați familiile. Adică cam da, tot timpul se schimbă repede așa. Și noi am rămas prieteni în continuare. Adică nu vă gândiți că ceea ce s-a întâmplat acolo pe noi ne va schimba cumva. La cum am văzut-o pe Laura, nu cred că o să rămână prietenă cu tine dacă auzi că ai făcut-o șerpișor. Da? Mai vedem.
Da, șerpișorul nu e ceva rău. Nu e ceva rău, da. Ba, nu, am jignit-o rău de tot, să știți, chiar rău am jignit-o. Și îmi pare rău că nu pot să țip la ea, că aș țipa acum, să știți, da? Dar ca să înțelegi. Zi, cum e, care m-a adus la mă, care, care e cel mai lunecos de acolo? Hai să vedem așa, ia, să vedem puțin, hai să vedem puțin. Hai că am și poze să-i caracterizez deci pe ce ai rămas. Aoleu, a fost foarte interesant faptul că la începutul competiției au venit un grup și restul oamenilor, știi? Grupul s-a văzut clar, cel care a fost cu Laura și cu nu știu ce. Laura, Rengle, influenceri, grupul de influenceri. Itu și cu Sonia. Dar da, Sonia a fost cea mai soft dintre toți, deci nu e problemă. Chestia este că în momentul în care s-a spart gașca lor ușor, ușor, Laura am văzut că încercă să se apropie cumva de mine, a avut și câteva glume cu mine, dar eu eram mai așa, păi, bă, stilul meu, frate, dacă mi-ai tras o dată, nu poți să înțelegi. Eu știam, clar, e un reality show și fiecare își va alege o strategie. Evident, despre asta e vorba. Și am zis, bă, aici fiecare trebuie să-și facă pentru el treaba, indiferent cum o va face. Înțelegi? Bun. Toate bune și frumoase. M-a surprins în momentul în care eu am venit de la exil și am văzut că e prietenă cu Elena. Zic, opa, cineva se întâmplă. După discuția care am avut-o eu, să lămurim lucrurile în camp și tot ce a fost acolo, opa, boba cea mai mare s-a dezis de Emil. Da. Când, pe urmă, l-am văzut și pe TJ, se dezice și TJ de Emil. Băi, dar lucrul s-a schimbat foarte tare. Neputând să aibă acces foarte mult la mine, Laura, înțelegi? S-am prietenit cu Elena, care Elena, oarecum am înțeles foarte bine cu ea toată perioada asta, înțelegi? S-a văzut, Elena a văzut în tine un... Bun. Protector. Da, și Elena, Fadul și Otilia, Fili, și Marian o perioadă, și mai multe chestii, știi, înțelegi? Adică sunt mulți oameni care s-au înțeles foarte bine cu mine acolo. Inclusiv Andreea Tonciu, care e mai zăpăcită și mai sărită după fix, înțelegi? Adică, da, să zic și, bă, îmi zic, bă, ce se întâmplă cu Laura? Schimbă tabăra, știi? După care, nu pot să neg și nu pot să spun că nu este adevărat, PTJ, deși nu asta a fost intenția mea, da? PTJ l-am votat mai mult la rugămintea Elenei. Că a spus că strică atmosfera în echipă. Te lăsai influențat de Elena sau invers? Lasă-mă să termin două secunde, da? Și aia sunt frumător. Zic, bă, eu dacă aș vota, aș vota din punctul meu personal. Un om care mă deranjează, sau cum un om care, să zic că mă încurcă mie socotele. De aia zic, nu, bă, că uite, toată lumea, adică nimeni din echipă nu-l halește pe TJ și nu știu ce. Și am zis, bă, cam greu. Și zice, nici unul nu mai sta de vorbă cu el, că nu-i bine, strici imaginea. Zice, n-am ce să-mi stric imaginea, că oricum o vine și vorbește cu mine lucruri normale. Mă întreabă, ce ai? La imagine, nu, bă. Dar mă întreabă, zice, ce are Elena cu mine de seara tot timpul de mine? Ce are Laura de seara mereu cu mine? Bă, dar cu Cerebel ce am făcut? N-am făcut nimic ca Cerebel să ia mereu de mine. Adică avea niște probleme și încerca să zic, băi, hai să încercăm cumva. Dar și tu ai avut o problemă cu el, m-ați certat? Dacă vă spun că niciodată nu m-am certat cu TJ din motivele noastre personale, unul cu celălalt, tot timpul... TJ e foarte ușor de influență, să știți. Foarte ușor. Și TJ a fost băgat din prima zi la înaintare să certe cu mine, pentru că era singur care își plecat. Dar consider că tu nu l-ai influențat și nu l-ai manipulat în niciun fel în această competiție? În ultima perioadă mă refer, pentru că ați avut la acea ceartă în momentul în care tu ai fost în exil și ai avut acea scenă de teatru când ai spus că fraților, că nu sunt nici Shakespeare și nu sunt nici... Pietricele au fost frumoase, momentul, Oscarul era pentru tine. Hai să spun ceva, da? Fiecare joacă cartea așa cum o simte. Corect. Faptul că mi-a fost greu acolo. Dar de când ai luat pietricele în buzunar, cât a durat? Câteva secunde. N-are, până te pune pe poziții, până îți dă rec la cameră, ai stat cu ele în buzunar, deci s-au lărgit pantalonii. Nu, n-am dat cum stau, că îmi cădeau pantalonii, am avut la hanura, să știi, deci asta este. Așa, să revenim la TJ. Atunci a fost o ceartă, în momentul în care TJ ți-a spus, te voi trimite de câte ori este nevoie în exil, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Da, problema a fost următor, că în momentul în care Laura s-a despărțit de grup, a recunoscut și ea și TJ că au fost influențați de Emil Rengle. Acum întrebarea mea e următoarea. Emil Rengle a influențat pe ei doi și că a zis, bă, ce puțin pe mine Emil m-a tocat la cap să te votez pe tine. Da. TJ mi-a zis același lucru. Ei, acum întrebarea mea este, după atâta timp și văzând și ce se întâmplă afară, zic, bă, Emil sau Laura? Care pe care, de fapt, s-au influențat și cum a fost? Bine, până la urmă fiecare își face o strategie și încearcă să meargă mai hai departe. Hai să comentăm, să vedem cum îi caracterizează, să citesc cu mesaje foarte interesante, sunt multe mesaje și zice cineva, nu sunt mare fan Smărândescuri, dar Mitre a pus rău pe scandal. Cu niciun fost concurent nu a fost așa răi. Nu-i lăsați să-și exprime punctul de vedere. Păi, te vezi? Domnul prezentator adică, face ceva, că moderatorii trebuie să fie trebuie imparțial. Să-și merite salariul de la ProTV, ce naiba facem? Păi nu, dar păi da, corect, le-am mi se pare normal. Și eu aș face la fel în locul lui. Nu, dar să știi că ei sunt... Noi n-am face la fel cu aproape imparțial. Da, sigur. Diferența e că noi n-am sunt face sigur, la fel la Survivor. Sunt sigur, sigur. Ia, și ce aș vrea să spun așa la cei care... Mitra, sincer? Ce-am făcut?
suficient. Vrem să-l ascultăm pe Smărândescu. Când o să avem nevoie de figurile tale, te contactăm. Doamne, dă-i numărul, să sune pe Măruță. Cristi Mitrea, mă rog frumos pe Instagram. Căutați-o pe Măruță. Știi cum e? Oamenii persoane pe care le plac. Pe tine, pe Mitrea, dintr-un punct de vedere, pe Alexandra, pe mine. Unii sunt împotrivă, știi, și unii sunt mai bucat. Eu vreau așa, următorul casting. Vă rog frumos, domnul Marcel Radu, sunați-l pe Mitrea și luați-l să vadă cum e să vrei, vrei bani de la mine acum. Nu, frate, dau parte. Nu, frate. Nu, dar n-aveam manager. Și al tău? N-am avut manager. Bun. Deci îți dau cuvânt de onoare. Vreau să te văd la supaia. Zi o dată. Și știi când ești... luat manager. Băi, și când ești gratis. De acolo, deci ține, când ești de acolo vreau să fiu un locutor să vezi cum este. A, chiar te rog. Mamă, ce aștept să vezi cum este. Să uimesc. Bune, Mitrea, îi spune adevărul lui Cătălin și îl deranjează. Nu se vede asta. Nu mă deranjează că sunt tot aici. Nu mă, hai să vedem un cuvânt pentru fiecare din oamenii cu care ai fost acolo și te cunoști cel mai bine. Aoleu. Sau câteva cuvinte. Aici este Andreea Tonciu după săritură, după cred. După piscină. Băi, Andreiuța. Cum e poza? Andreiuța a cedat destul de repede. Mersi, Gigi, din cauza dorului de fetiță. Aia nu prea pot să spun. Cred că s-a așteptat că e o joacă, dar nu. E... Deci cum e, Andreea? Mămica perfectă. Gândul ei a fost numai acasă. Deci numai acasă. Numai acasă a fost gândul ei. Perfect. Așa. Haide să vedem. Mai departe. Ce rebel. Mărește ciucă, mai bagă-l mai un aproape. Cuvânt. De un singur cuvânt. Nu, un singur cuvânt. Poate vrea să-i ceva. Un singur cuvânt, două, trei. Cel mai profitor om. Profitor? Exact. Deci știe jocurile. Am mai fost în reality de asemenea avergură. Și de la prima zi și până când va ieși, el își va juca cartea cum știe, se va folosi. Dar tu ai zis să aibă grijă la șerpișor, nu i-ai zis. Dar voi n-ați înțeles un lucru. Dar dacă i-a spus-o ca să le nerveze, să-și toarcă creierii. Păi după ce-l votase, ai vrut să-și toarcă și creierii. De-abia-l votase. Ai zis că lupul schimbă părul, dar era bubă. Păi corect. Și după aia l-ai votat. Corect. Deci cel mai, cum ai zis, corect. L-ai atacat de prea mult. Profitor. A fost o singură dată. Aici o avem pe... Deci a fost o singură dată. Elena. Frumușica Elena. Actriță. Actriță? Dramă, comedie? Domnul Cătălin Doi! Opa! Al nivel. Știi ce? Nu, dar vreau să spun o chestie. Nu mai fac hating până terminăm. Gata, m-a zis. Deci, nu, două secunde. Aici. M-am uitat, am văzut declarația ei. Băi, și pe mine m-a pus un pic pe gând. E, crezi? Declarația de după plecarea ta din competiție. Vă spun de ce. Eu n-am avut absolut niciun fel de discuție cu ea sau ceva de genul ăsta. E adevărat că după ce s-a primit mesajele de la familie, toată lumea s-a schimbat, știi? Dar ea foarte mult. Și a avut o perioadă în care, bă, n-a vrut cum e de lucruri strict, adică dacă era nevoie. Și a zis, bă, oricum e mai țăcănită un pic așa, că era pusă pe ceartă tot timpul și zic, o lasă în pace, zic, eu nu mă cer cu femeile, ce dracu, să vă stau liniștit în banca mea, știi? Și... Dar ți-au pus colegii, scuză-mă, când a zis despre tine când ai plecat, acum ce a spus despre tine? Că oricum nu contează părerea ta și că nu te luam în considerare sau nu aveam credere în tine? Băi, ce părere despre asta? Eu personal, eu personal spun în felul următor. Eu am jucat cartea mea așa cum am crezut cel mai bine. Am fost eu de la început și până la sfârșit. Dacă am greșit, am fost taxat. Dacă am făcut lucruri bune, m-a iubit lumea și m-a pupat. Asta e viața, eu așa sunt. Nu o să mă schimb niciodată. Hai să vedem, Emil Rengle. Bă, culme. Cum? Culmea la ce spun eu acum, Emil Rengle, m-am înțeles, nu știu cum se vede atrezor. Dar eu cu Rengle, m-am înțeles foarte bine acolo. Și cum e? Bad? Rengle. Hai că vă spun. Încă un copil care nu s-a maturizat. Copil care nu s-a maturizat. Hai să vedem mai departe. Laura. Mamă. Invitatul următor de acasă. Mamă. Oaspetele. Cel mai bun jucător de poker. Ah, e că o să vă înțeles asta. Da? Da? Bun, adică next please. Strategie. Next please. Te vinde. Mari. Inocență. Bun. Marian Drăgulescu. Băi, nu știu cum să mă raportez, că iar dacă zici ceva, zici că am ceva cu el, dar vă spun decât o declarație de-a lui și după aceea voi singur vă gândiți la ce fel este el. A spus în felul următor, la un moment dat. Zice, eu mă zbat să câștig fiecare imunitate personală, pentru că altfel voi fi votat să plec acasă.
Și de aici trageți voi concluziile, înțelegi? Că trage, e individualist și trage doar pentru el. Mai departe, eu nu mai fac nimic, că dacă am zis că sunt fetițe și s-a considerat fetițe și s-a supărat pe mine și ieșit mai scandalul. Dar așa tu nu luptai pentru asta niciodată? Adică ce, pentru ți ce? Se rupea dacă nu luai imunitatea? Nu, și tu luptai la maxim pentru imunitatea individuală, singurul concurent, singurul concurent care urla și țipa de mama a făcut, zici că era meci de fotbal când lua imunitatea, era el. Restul niciunul n-a făcut așa. Niciunul s-a agitat. Mai departe, aici, Natalia Duminică. Băi, frate, warrior. Deci cel mai puternic luptător. Și vă spun de ce. Super. Fata asta cu genunchii rupți a adus puncte, s-a câștigat imunitate, s-a câștigat mâncare pe cărca ei și a plecat acasă ruptă. Deci fata asta merită, băi, nu nota 10, plus nota 10. Tot respectul pentru ea. Hai să vedem mai departe. Tigi, aici... Otilia. Otilia. Aoleu, copilul meu, frate, ce pot să zic? Copilul meu, alt copil. Deci am avut grijă de ea și în ferm, am avut grijă și aici de ea. Ce să zic, copil? Radu, e tu? Mă, Răducul, ce să zic eu de Răducul? Și el încă își trăiește copilăria. Cum? Își trăiește copilăria încă. Ok. Aici? Roberniță. Roberniță. Băi, nu prea știu ce să zic, că nu pot să numesc chiar a Survivor. A fost mai de mult, nu? Nu pot să numesc Survivor, că... El când a fost aici a zis că e prietenul tău bun. Serios? Da, așa m-a întâmplat. Sunt prietenul bun al Cătălin. Vreau. Să mă iau, pe bune. Da, m-a zis așa, pune mă registră. Așa, nu cred. Hai să vedem mai departe. Nu cred. Roxana. Mai departe, vreau frumos. Nu? Ce nu? Deci mai departe de Roxana? Mai departe de Roxana, nu, aia am zis. Aha. TJ. Bă, o să rămâne surprins și o să vedeți că eu cu TJ chiar am rămas prieten. Și cum îl caracterizez? TJ? Bă, mai multe vorbe spus despre el. E un... Vine dintr-o altă lume, unde se primește o altă educație și sunt altfel percepute multe lucruri. Înțelegi? Faptul că vin de România, faptul că nu reușește să înțeleagă sensul cuvintelor românești, înțelegi? Îl pune într-o situație foarte proastă și toată lumea îl taxează. Eu am văzut un lucru. El nu poate să țină o discuție în română, iar ceilalți nu pot să țină discuții în engleză. Da. Iar în română folosesc cuvinte pe care el nu le cunoaște și nu le înțelege sensul. Dai și îl taxează. Bă, e foarte ok. Bă, e foarte ok, crede-mă, e foarte ok. Lăsând la o parte discuțiile mele care le-am avut cu el, mi-am dat seama după ce am ieșit că discuțiile noastre, de fapt, au fost doar pentru faptul că a fost oarecum împins sau pus să se certe cu mine. În mod normal, el cu mine nu s-a certat niciodată. Eu îți mulțumesc mult, am mai fi stat de povești, dar trebuie să continuăm emisiunea. Vreau să-mi promiți că poate în zilele următoare vii, să stăm așa vin, mai tare. V-aș povesti de fapt de cei mai tari bărbați de la noi din echipă. Hai mâine. Nu, acum, trebuie să mă lași 2 minute. Nu mai am timp de două minute. Publicitate. Băi, să fie zi. Știți, că e cei mai tari bărbați din echipă? Nu, că trebuie să spun pe asta. Zi. Da? Cerebel și cu Marian. Știți de ce? Sunt singurul care se sperie de gângăni și de șopârle. Asta, atunci așa se rămâne, da? Trebuie să povestesc asta. Perfect, dar hai de mâine să vii să povestești. Să vin mâine? Da. Sau voi mâine. Azi e nevastă mea, nu? Din spatele camerelor. Nevastă mea. Atunci, ok. Să rămână, poate lăsați-mi pe Cătălin pe la noi prin emisiune. Haideți că vorbim, vedem. Să rămână, vă mulțumim mult. Continuăm despre și alte subiecte aici în emisiune. În câteva momente, rămâneți cu noi.